Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinții nu se opresc și continuă șirul acțiunilor de ecologizare a ariilor protejate și mai ales a zonelor cu mare potențial turistic în județul nostru. Astăzi au fost prezenți la Ilovăț pentru a aduna toate peturile și deșeurile aruncate pe albia râului Coșuștea. Spiritul civic nu a lipsit nici de această dată, întrucât la acțiune s-au alăturat mai mulți voluntari, dar și localnici de toate vârstele. Un exemplu pentru populație în ceea ce privește ecologizarea zonelor cu un puternic impact turistic este Ramona Cupă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți. Aceasta a fost prezentă astăzi și la Ilovăț, iar ca de fiecare dată s-a implicat în mod direct în acțiunea de ecologizare. Peturile și gunoaiele nu s-au dovedit a fi o problemă, întrucât alături de voluntari, Ramona Cupă a reușit să redea strălucirea zonei. După zilele libere de Paște, continuăm în acțiune maratonul ecologizării în celelalte comune arondate Geoparcului Platoul Mehedinți. Astăzi ne aflăm în Ilovăț, o altă comună cu peisaje superbe și potențial turistic. În numele Consiliului Județean Mehedinți vreau să mulțumesc tuturor cele care au participat alături de noi pentru a păstra ecosistemul curat și eliberat de deșeurile plastice și aceste gunoaie. Vreau să vă rog pe toți să veniți alături de noi să protejăm mediul înconjurător. Prezenți la fața locului au fost și rangerii Geoparc Platoul Mehedinți. Ca de fiecare dată, aceștia doresc să valorifice zonele de interes ale județului nostru, iar ariile protejate să fie curate bec. Totodată, prin aceste acțiuni de strângere a gunoaielor, rangerii Geoparc Platoul Mehedinți le arată cetățenilor cât de important este să trăiască într-un mediu curat. Maratonul ecologizării continuă. Astăzi ne aflăm în comuna Ilovăț, comună ce este străbătută de râul Coșuștea Mică, un râu plin de gunoaie aduse de viitură, unde am intervenit și am ecologizat. Totodată o altă echipă din sat a fost în satul Budănești. Noi am fost pe zona Dâlbocița. Continuăm maratonul ecologizării. Mulțumim din nou cetățenilor care s-au implicat într-un număr foarte mare. Sperăm să se alăture din ce în ce mai multă lume și să conștientizeze efectul nociv al deșeurilor. Ne aflăm la 8-a acțiune de ecologizare a maratonului ecologizării. Suntem în comuna Ilovăț și sperăm să fim un exemplu pentru localnici pe viitor să încerce să nu mai arunce gunoaie, să nu mai polueze apele și mediul înconjurător. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat. Zona în care s-a făcut astăzi curățenie face cinste cu potențialul ei turistic județului nostru. S-a desfășurat astăzi o acțiune de ecologizare pe albia râului Coșuștea în localitatea Ilovăț. Sperăm ca pe această cale să dăm și noi un semnal pentru păstrarea în bune condiții a zonelor. E păcat ca această zonă să fie poluată, să fie atâtea gunoaie și atâtea deșeuri. Mai ales că funcționează serviciul de menajer în comuna Ilovăț. Sperăm ca cetățenii să conștientizeze și să nu mai arunce deșeurile pe marginea albiei râului. E viitorul copiilor noștri, în joc e viitorul nostru. Suntem la cea de-a 8-a zi a activității de ecologizare în Geoparcul Platoul Mehedin. Suntem în comuna Ilovăț împreună cu toată echipa Geoparcului și voluntarii, la fel ca și cu cei angajați la primărie. Vrem să facem o comună curată ca toate celelalte din raza Geoparcului. Acest maraton, început încă din luna aprilie, este prima acțiune de ecologizare de mare amploare din Mehedinți, menită să implice la un loc cetățeni, instituții publice, chiar și ONG-uri, astfel încât zona de munte a județului nostru să fie complet igienizată.